Salutare tuturor, hei, 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 doamne, domni, invitați, iubitor de frumos, bun găsit la cea de-a cincea ediție de Deco Days 2020, o ediție cu totul și cu totul aparte. I'd like to say welcome to all of you who are watching us right now from abroad, our friends that couldn't make it to this place live, so you're here online. Be welcome, it's a special anniversary edition, fifth edition of Deco Days. I'd like also to say in English really quickly an organizing thing. Right now, as you look at us, as you look at me, your host, Bob Rădulescu, eu sunt gazda, salutare tuturor. There's a little icon called CC, closed caption. If you press that, you will have the English subtitle throughout our meeting today. De asemenea, rămâneți cu noi până la final, timp de oră, o oră și un pic vă ținem cu niște invitați foarte, foarte faini de aici de la noi, de la Cluj, din showroom-ul Mendola Fabrics de la Cluj. Avem la final concurs cu premii, avem secțiune de Q&A, you see it, Q&A, go for it, ask any questions, not for myself especially, but for my guests who are very good in what they're doing today and every day. Așadar, organizatoric mai vreau să vă spun, dincolo de subtitrarea în engleză, de secțiunea de Q&A, concursul live cu premii la final. Ah, și ce premiu avem pentru voi, cei care veți rămâne cu noi până la final. Și mai avem câte un pol pe parcurs, dar o să vedeți despre ce e vorba. Și mă întorc, pentru că la un asemenea show, chiar dacă e online, în condiții delicate de pandemie, nu poți fi singuri, ești cu oamenii care se pricep. Și oamenii care se pricep, iartă-mă Zoli, sunt de obicei fete. Încep cu invitata mea specială, nu, no, serios, acum femeile au feeling-ul ăsta. Fată, Adela Pârvu! Fată, am fost făcută fată, deci sunt mai bine decât femeie. Salut, fată! Așa! Adela bine Pârvu, găsit, invitata mea, designer, bine a venit, designer de interior, tot așa. Interiorul, da. Blogger și vorba aia, cum povesteam mai devreme, oricine o găsește e Adela Pârvu pe Google. E .com, dar o găsiți. Adela, bine ai venit la Cluj. Bine v-am găsit, mă bucur că am venit și abia aștept să învățăm lucruri împreună, pentru că eu vreau să împărtășesc ceea ce știu, dar vreau să și aflu de la oameni, prin întrebările lor, ceea ce interesează. Ce vă spuneam mai devreme, întrebări pe care le adresați și Adelei și celorlalți invitați ai mei, iar tu să ne spui în principiu, pe parcursul zilei, dar mai ales la final când păstrăm colecția, ne spui ce se poartă. Tendințe, ne spui da, direcții. Da, nu doar asta. Vreau să ajut pe toată lumea să înțeleagă cum pot să folosească trendurile ca instrument și cum pot să-i ajute pe oameni până la urmă să-și decoreze casele frumos. Ce să aleagă? Dacă eu te întreb, ca orice, ca orice băiat, nu bărbat, ca orice băiat nu prea știi multe de design de interior. Dacă te întreb așa, băbește, Adela, nu știu, asta ce, mi le zici. Da, clar. Îți mulțumesc. Fiți atenți că eu am niște întrebări foarte simple, ca băieții, că nu știm. Adela s-a înarmat cu răbdare și o să ne ajute. Adela, bine ai venit, așadar e a cincea ediție. Eu am avut bucuria să fiu alături de voi, bine, într-un context anul trecut mai live, la a patra ediție, dar în total, fiind la a cincea, am avut patru ediții până acum foarte faine. Și o să te rog, dacă stai aici cu mine, să ne uităm împreună la un film, să vezi cum au fost celelalte patru. Stau, mă uit, dar știi ce? Hai să aplaudăm amândoi, să-i aplaudăm pe toți cei care sunt în fața ecranelor. Așa, ca să ne montăm și să avem dispoziție bună. Puneți-vă cafeluța, da. Exact, o să vă placă. O oră de informații notați. Ați primit un paletar. Ei au primit un paletar. Țineți-l lângă voi că mai târziu îl răsfoiește Adela și ne arată chestii. Eu o să mă uit aici cu ea. Bun, acestea fiind spuse, ne uităm împreună la filmulețul celor patru ediții de până acum și după aia ne întoarcem în studio și dăm drumul la treabă online. Deco Days, the fifth edition. Let's do this!
Ne-am reîntors, ați văzut edițiile anterioare într-un clip scurt făcut de colegii mei, ne-am reîntors în platoul de aici, showroom-ul de la Mendola Fabrics și am schimbat puțin invitația. Am lăsat-o pe Adela să se pregătească cu informațiile pe care vi le va spune puțin mai târziu și am venit cu oamenii pe care am avut bucuria și anul trecut în deschidere să invit și să vă spună câteva cuvinte. Vor face exact același lucru, doar că de data asta vi le transmit online. Salut Orși, salut Zoli, o iau așa de la stânga la dreapta, dacă e ok. Zoli, bine te-am regăsit. Mulțumesc, Bob. Bine că te regăsim și pe tine împreună cu bine noi. Bine că suntem la distanță regulamentară aici și la distanță regulamentară acolo. Exact. Ce faceți? Cum sunteți? Cum a trecut anul? Uite, suntem bine. Aveam noi o discuție înainte legat de optimism și cred că asta ne caracterizează. Okay. Deci, da, suntem bine. Bun, atunci îi dau legătura pentru această stare de bine pe care o împărtășește cu voi, domnului Zoltan Gündiş, este președintele, directorul general. Exact. Președinte, vin alegeri în câteva zile. Este directorul general Mendola Investment Group și el ne va spune cuvântul de bun găsit. Bine ați venit tuturor la 5-a ediție Deco Days. Mă bucur că sunteți alături de noi. Hello and welcome to everybody joining us from abroad. A special thank you for being with us today. Astăzi o să avem multe noutăți și idei de prezentat și o să discutăm de trenduri și, și direcții în care business-ul de Home & Deco poate să meargă în viitor. Mă bucur că în varianta online avem la fel de mulți sau poate chiar mai mulți participanți astăzi și cred că, într-un fel, ne și avantajează, e mai ușor de participat, suntem mai mulți și din zona de do-it-yourself și din străinătate care participă astăzi la conferința noastră. Apariția virusului COVID-19, cred că toată lumea deja le are și le știe și trăim cu asta deja de ceva vreme, ne-a pus pe toți într-o situație dificilă. Și urmările probabil sau efectele o să se simtă încă o perioadă de timp. Reglementările ne-au zis să stăm mai mult acasă și indirect acest lucru a ajutat domeniul nostru, pentru că oamenii au investit în casă, în grădină, în decorare interioară. Cu optimism, cum ziceam la început, vedem că domeniul de perdele și draperii s-a adaptat relativ rapid la schimbările din piață și a revenit la un business as usual, cred eu, și acest lucru ne dă o încredere că și în următoarea perioadă, indiferent de anumite restricții care o să existe în piață, o să putem merge mai departe. Nu a fost ușor. La început, vă dau un exemplu, în aprilie am încercat și noi diverse idei noi și uite că am reușit, de exemplu, să vindem proiecte de amenajare de casă exclusiv online și telefonic. Niciodată nu ne-am văzut cu clientul, totuși am reușit. Lucru care cred că era imposibil de imaginat, cel acum puțin pentru mine, la începutul anului. Aceste mici reușite au redat foarte repede, cred că, optimismul echipei Deco Center și în primă fază ne-am concentrat să ajutăm spitalele din Cluj, comunitatea noastră locală și ulterior am investit în proiecte de digitalizare care să ne ajute să colaborăm și de acasă. Pentru că serviciile noastre trebuiau să fie prezente în piață, indiferent că noi puteam sau nu să venim la lucru la momentul respectiv. Sunt, cum să zic, foarte bucuros pentru că în aceste 2-3 luni în care am stat mai mult acasă, am reușit să implementăm, cred, mai multe proiecte decât în 2 ani, într-o perioadă normală, pentru că presiunea a fost peste noi și acest lucru cu siguranță ne-a ajutat. Sunt la fel, cum să zic, mândru, pentru că indiferent de faptul că am reușit sau nu să călătorim, n-am reușit să ajungem neapărat la toate târgurile pe care le-am planificat, la discuții cu designeri, echipa Deco Center a reușit să pregătească, eu cred, una dintre cele mai inspirate și frumoase colecții de toamnă-iarnă Mendola Fabrics. Și cu siguranță astăzi, împreună cu Adela, o să vedem multe detalii din acesta. La sfârșit, aș dori să-mi reafirm cumva convingerea
că viața noastră revine la realitate, probabil în primăvara anului viitor, și că vom putea să ne revedem la Deco Days ediția 6, sper în variantă fizică, împreună la Cluj, și să ne bucurăm de această întâlnire anuală. Până atunci, vă așteptăm cu drag la showroom-ul nou amenajat, la o cafea, la o discuție împreună. Mulțumesc! Mulțumesc! Thank you. Mulțumim foarte mult! Mulțumim, Zoli! Iubesc optimismul tău! Și îmi place, cum ai zis, revenim la realitate, pentru că asta e realitatea, contactul între noi. Ediția de anul viitor, facem exact cum zici tu, 2021, ediția 6-a, toți iar sociali împreună, dar cu foarte multă tehnologie online, tehnologie de care ne-am bucurat anul ăsta din plin că ne-am adaptat. Cu care să asigurăm ca și cei care nu ajung neapărat la ediția respectivă să aibă acces la aceleași informații. Excelent. Exact. Promisiunea e promisiune, ne vedem ediția următoare. De la Zoli trecem puțin, ai amintit mult de Deco Center și m-am bucurat. Vorbim cu directorul executiv Deco Center. Oricare dintre voi, dragilor, ați lucrat vreodată cu Mendola Fabric sau cu Deco Center, undeva ați interacționat cu Orși. Orși pune suflet, ne zice, ne pregătește și cred că are o listă lungă de cifre pe care vrea să le împărtășească cu noi. Cifre? Orși. Orși Mohace nu are cifre. Azi vă... special și inclusiv eu m-am schimbat, nu mai vin cu cifre, eu o să vin cu povestea anului 2020 pentru Mendola Fabric și pentru Deco Center. Povestea anului de la Orși. Să rămână Orși. Da. Hello everybody and welcome to the fifth edition of Deco Days. Bună ziua la toată lumea și bine ați venit la a cincea ediție Deco Days. Mă bucur că am găsit o variantă de a continua tradiția acestui eveniment și să ne întâlnim și în acest an. I'm happy that we found a way to continue our tradition of this event and to meet in a way also this year. And I trust that it was a good thing and it will be a good thing for all of you. Cum ziceam înainte, astăzi eu o să schimb un pic discursul și o să vorbesc despre ce a însemnat anul 2020 pentru Deco Center. Cum zicea și Zoli, am făcut poate mai multe proiecte anul acesta decât în anii anteriori, fiind poate un pic presați de situația în care eram și eram nevoie să punem un pic piciorul pe pedala de accelerație. Avem un scurt momentel de tranziție, dincolo de toate cuvintele frumoase spuse de invitații mei, avem un clip rapid, 2 minuțele, să vedeți mai multe despre companie, ne întoarcem în platou în 2 minute scurte și mergem mai departe cu colecțiile și cu alte noutăți. Vă mulțumim mult, de să vedem un film.
Ne-am reîntors în platoul nostru aici la Mendula Fabrics în showroom. Am schimbat puțin invitații, cum vă ziceam și mai devreme. Trecem la discuții mai aprofundate, nu înainte de a-i saluta. Îi salut așa de drag pe rând, Adelina. Salut, Bob. Adelina, salut, mă bucur să te revăd. Și Ioan, eu. Salut. Salut, bine v-am găsit. Bine ați revenit în mijlocul nostru. Cum bine sunteți? Starea de spirit? Foarte bine. Foarte bine? Excelent. Ok, atunci în ritmul ăsta continuăm. Dragilor, vă ziceam și mai devreme, pe măsură ce vin invitații mei, respectiv Adelina și cu Ioan, dăm drumul la detalii mult, mult, mult mai suculente despre tendințe, despre direcții, despre website. Vedem, le luăm pe rând. Și pentru că mai devreme am început discuția, am luat așa de la stânga la dreapta, o iau de la dreapta la stânga, fără supărare. Ok? Ioan Pintea? Okay. Astăzi o să vă prezentăm, până la urmă, noul site. Noul site o să fie o combinație între cele două site-uri vechi, Mendola Fabrics și Deco Center. Practic o să unim zona de B2B, de business și zona de client final, tot într-o nouă platformă foarte interesantă, pe altă tip de management al informațiilor. Și o să vedeți imediat ce vă spune Adelina despre noul look și noile facilități. Mulțumesc, Ioan. Noul website Mendola Fabrics, după cum unii dintre voi vă amintiți, l-am prezentat o parte din prezentare a fost și anul trecut. De atunci însă, odată cu pandemia, ne-am reorientat și am mers într-o direcție mult mai simplificată ca și abordare grafică. După cum se vede pe prezentare, am ales nuanțe deschise, simple, contrastante, lăsând culoarea să fie în zona de texturi, de perdele și draperii, de materiale promoționale. Am investit mult timp în zona de accesibilitate a clientului final, astfel încât să simplificăm navigarea în website. Și așa se face că încă din meniu clientul final poate să selecteze și să găsească la o primă căutare ceea ce își dorește. Facilitându-se în acest fel, se facilitează practic nu numai găsirea articolului favorit sau dorit, ci și momentul în care el ia decizia și apoi se orientează către magazinul partener. Ioan? Practic, toți clienții noștri vor avea o preconsultanță în nou site, își vor putea alege foarte bine, foarte bine materialele și prin Find a Store vor ajunge la cel mai apropiat magazin, cum a spus și Adelina. O altă chestiune este că toți clienții noștri, toți partenerii, au acces în zona de B2B, în zona de cont de business, unde își vor putea vedea toate comenzile, toate produsele în așteptare, wishlist, facturile, vor avea, și foarte important pentru partenerii lanțuri, vom avea API prin care ne vom putea conecta foarte bine cu orice ERP și cu orice site de vânzare online, ceea ce va reprezenta o noutate pentru acest site, datorită platformei mult mai performante pe care am pus tot site-ul nou. Ce e important la noul site este faptul că în procesul de cumpărare, atât al clienților final cât și al business, în business selecția se face mult mai ușor, cartela de produs oferă mult mai multe detalii, inclusiv achiziționare de hangere sau de mostre pentru clienții finali. Va fi disponibilă în curând. Pe scurt, o interfață mult mai interesantă, mult mai aplicată și mult mai utilă pentru toată lumea. Și Adelina vă va spune încă vestea ceva. Vestea cea mare, exact. Vestea cea mare este că, deși de mult lucrăm la acest website și mulți dintre voi știți, ne-am propus ca în sfârșit să terminăm acest website, iar data de lansare ne dorim să fie în data de 15 noiembrie acestui an. Deci, ok, 15 noiembrie, în momentul în care le-am zis-o oamenilor, prietenilor voștri, noștri, e clar, pe 15 o să avem pregătit noul site. Apropo de noul site și de accesibilitate, am un prim poll pentru voi. Prim poll
adică un vot. Suntem la câteva zile distanță de un vot foarte important pentru primarii, pentru fiecare dintre noi, alegerea primarilor. Facem exercițiu începând de azi cu un poll. Poll însemnând un vot. În acest moment o să aveți, fac eu o magie așa, și apare pe ecran un poll. Da, cred că apare, sunt sigur că apare. E un poll cu o întrebare la care vă rugăm să răspundeți, selectând unul dintre răspunsurile de mai jos. E un poll care se referă așadar la numărul de câte ori ați accesat fie Deco Center, site-ul Deco Center, fie Mendola Fabrics, site-uri despre care, așa cum spunea și Ioan și Adelina, ele vor fuziona într-o platformă extraordinară, mult mai ușor de folosit, din data de 15 noiembrie. Îmi iau un pic tehnologia să vedem aici, urmează polul, vă așteptăm cu răspunsuri și cred că în vreo 5 secunde o să pot să vă zic dacă avem răspunsul, care e numărul. Avem o comunicare aici extraordinară. Și să vedem. Ghicim? Aveți vreo? Adelina? La pol facem și presupuneri locale? Ok, bine. Ar trebui să fie aici, dacă nu intră. Vă anunț imediat, pe măsură ce vine, ca să nu vă țin. Ok, nu e nicio problemă. Pe măsură ce vine această informație, o împărtășesc cu tot dragul cu voi. Până atunci, haideți să mergem mai departe și mă întorc eu cu polul. Mergem mai departe la trenduri. E probabil cea mai consistentă parte pentru care s-a pregătit și Ioan și Adelina în calitățile lor de director de vânzări, respectiv de marketing manager. Pe rând, împreună, alternativ, ne vor povesti așadar despre trendurile noi toamnă, iarnă 2020-2021. Ordinea în care începeți, Ioan, Adelina? Voi începe eu. Toate trendurile noastre, ca și în fiecare an, sunt un ghid pentru partenerii noștri și pentru clienții finali. Acest ghid a fost lansat, să zicem așa, la Haim Textil în ianuarie. Situația de acum s-a schimbat, ritmul alert în care am pornit anul s-a mai diminuat. Practic avem un moment al regăsirii, al întoarcerii către sine, către casă. Și asta a dus la regăsirea, punerea accentului pe tot ce înseamnă interiorul nostru și interiorul în care stăm. Vom prezenta următoarele trenduri: glamour, urban, multietnic, natural, splendor. Identitatea fiecăruia se exprimă prin casa lui și aceste trenduri vă vor da posibilitatea dumneavoastră și clienților noastre să arătăm mai bine cu toții, ca să spun. Adelina? Ok. M-am primit și răspunsurile până se pregătește așa. Adelina. Trebuia să dau eu un update la tabletă. Colegii au făcut treabă bună. Așadar, repede la întrebarea de câte ori ați accesat site-ul Mendola Fabrics sau Deco Center în acest an. Răspunsuri bune, 40% de câteva ori, aproape 40% foarte des, aproape zilnic și 20% aproximativ la 100% săptămânal. Deci ne bucurăm mult că cel puțin zilnic 40% dintre voi ați accesat site-ul. Mulțumesc! Tibor, mulțumesc pentru update. Eu trebuia să dau update la tabletă, nu tu. Ne întoarcem la Adelina, continuăm cu trendurile. Sigur, mersi. Voiam doar să fac o paranteză și să mulțumesc și eu în numele echipei pentru feedback-ul legat de numărul de accesări a website-ului. Ne bucură că îl accesați și sperăm să-l accesați și mai mult după ce vom avea noul website sus. Așa, întorcându-ne la zona de trenduri, voi începe foarte pe scurt și voi prezenta trendul glamour. Trendul glamour înseamnă strălucire, înseamnă culoare, înseamnă țesături cu modele în relief. Avem o paletă cromatică bogată, iar trăsătura specifică a acestui trend este faptul că țesăturile de perdele și draperii au reflexii metalice, accente de sidef și chiar puțin sclipici, astfel încât fiecare perdea din acest trend are capacitatea să capteze lumina, iar în interior să o redea înapoi în spațiu și să lumineze foarte frumos toată încăperea.
Gândindu-ne la colecția noastră nouă și aici o să vă îndemn să luați din nou acel biblioraft pe care vi l-am trimis cu mostrele, mă opresc asupra articolului Soho, pe care noi îl considerăm reprezentativ pentru trendul glamour, datorită inserțiilor metalice și a sidefului subtil. Nu m-am putut abține și am dorit să amintesc și de încă un decor care este foarte reprezentativ pentru trendul glamour, respectiv draperia Lusuria. Este o catifia, dar datorită inserțiilor aurii dă acea notă de glamour despre care noi încercăm să o cuprindem în acest trend. Mai departe, îi dau cuvântul înapoi lui Ioan. Da, un alt stil prin care ne putem exprima identitatea și ne putem aduce experiențele noastre în casă este stilul urban, dedicat celor care trăiesc mult mai alert, au nevoie de culoare, au nevoie de schimbare, au nevoie de lucruri de linii fixe, de geometrii, de culori puternice, culori primare. Și toată această lucru este exprimat foarte bine prin produsele care le-am selectat în acest an, în această toamnă. Dacă poți să treci, te rog, la următorul. Cielo sunt tonuri pastelate, dar foarte cu jocuri foarte fine de geometrie în embosată. Avem alfa, jocul unde ne jucăm puțin cu niște buline și niște forme rotunde, foarte fin colorate și în același timp punându-le în interiorul casei ajungă să dea energie, mai ales celor tineri. Polo este un produs foarte viu, să spun așa, dă o notă interesantă oricărui interior din orașe, să zic, sau celor care vor o atmosferă foarte, foarte energică. Se repet din nou geometriile fine. Și mergem mai departe. Ok, preiau eu înapoi. Așa, următorul trend despre care vrem să vorbim astăzi este trendul multietnic, care înseamnă diversitate, înseamnă un contrast între o paletă cromatică bogată, cu irizații și cu pattern-uri foarte abstracte, dar în contrast, alături de care avem țesături în nuanțe pale, neutre. Ca și idee, trendul multietnic aduce în același cadru elemente finisate, sofisticate, cum avem, de exemplu, în această fotografie țesătura decorului Mojave, care este alăturat într-un cadru foarte natural, cu elemente neutre, cu lemn, redând astfel întocmai zona și inspirația trendului multietnic. Și că tot venit vorba de Mojave, Mojave este unul dintre decorurile cele mai de impact din noua colecție Mendola Fabrics, disponibil în 3 nuanțe, noi credem că o să vă placă. Și că tot vorbeam de alăturarea de texturi naturale lângă decoruri finisate, avem aici perdea o Pescara, pe care nu de puține ori am alăturat-o decorului Mojave, tocmai din dorința de a crea acel efect contrastant între finisat, sofisticat și foarte natural. Mai departe, continuăm tot în zona naturală și... Da, o altă direcție de trend este trendul natural, care îmbină două direcții. O direcție foarte calmă și cu culori cât mai plăcute și cât mai naturale, materiale simple, și o direcție foarte luxuriantă, inspirată din pădurile tropicale și exotice. Evident, sigur, aici avem două palete diferite de culori, în funcție de ce se potrivește fiecărui interior sau fiecăruia ca și personalitate. Practic, putem să ghidăm clienții spre o zonă mai calmă, mai întoarsă spre sine, cum spuneam, sau o zonă mai exuberantă. Aducem o oază de verdeață, aducem o oază de o culoare prin această perdea Edera, de exemplu,
în care redă foarte bine pattern-uri din natură pe un, un ton foarte simplu de batiz, dacă nu mă înșel. Căldura, liniștea, vitalitate, prospețime, tot ce propune acest trend pentru, pentru clienții noastre și pentru noi toți. Aici a reprezentat un, un material care a, a făcut, să zic, furore anul trecut ca și tipologie de produs cu, cu imprimeuri vegetale exotice. Și nu în ultimul rând ne întoarcem spre natură, protejând-o și aducând un produs reciclat în, în mare parte din PET-uri pentru un mediu evident mult mai curat. Ok, mergem mai departe, preiau din nou eu cuvântul. Ne oprim asupra trendului Splendor, un trend cu inspirație, care se inspiră practic din trecut. Avem și aici două direcții care se pliază pe colecțiile noastre. Avem o direcție clasică în care avem cuprinse toate materialele clasice cu broderii și aici mă refer în mod specific asupra colecției Quadra. Și mai avem zona vintage care practic aduce în, în lumina reflectoarelor zona epoca de aur, frumusețea texturilor catifelate, exuberante, avem culori foarte contrastante, iar fără doar și poate catifeaua ocupă un loc de cinste în acest, în acest trend. Tocmai că veni vorba de catifea, am ținut ca și în colecția de toamnă să aducem un nou, un nou material din catifea, acesta fiind scarabeo, disponibil în trei, în trei variante de culoare pastelată. Scarabeo veți vedea sau să, prea poate să vedeți acum. Are un, are un pattern ușor ieșit în relief. Așadar, trendurile anului 2020, sigur, puțin refinisate datorită noului context care, în care noi practic ne ducem spre, foarte mult spre natură, ne ducem înapoi spre noi, spre casele noastre, unde vrem să ne simțim cât mai confortabil. Aș vrea să vă spun că noi ne consultăm cu foarte mulți oameni din domeniu, stiliști, designeri, alegem culori, le mulțumim pe această cale pentru efortul care l-au făcut să aleagă cu noi această colecție, de exemplu, care o lansăm acum, prin exponatele văzute și prin exponatele care vă vor fi prezentate în continuare la nivel de produs. Vă mulțumim. Vă arătăm acum un, un nou film de campanie, un film făcut în natură. Până la film mai avem, mai avem mulțumirile. Așa. Adelina, mulțumesc. Ioan, mulțumesc. Desigur. Vă mulțumim și vouă că ați stat alături de noi. Le-ați văzut statice, deci are dreptate Ioan, o să le vedeți imediat în mișcare. Nu înainte de a afla în noi care v-au plăcut cel mai mult, care au fost cele pe care le-ați simțit cel mai bine. Motiv pentru care suntem la momentul celui de-al doilea pol. Pol, iar vot, adică voi votați în momentul ăsta, pop, pop, aici, acolo. Aveți nu una, ci două întrebări. Ne luăm 30 de secunde împreună, dragilor. Vedeți, alegeți dacă țineți minte colecțiile, imediat ne mai întâlnim cu ele și în mișcare. Și haideți să vedem ce zice polul. De data asta am dat refresh la tabletă. Să vedem pe măsură ce ne răspundeți, care sunt colecțiile care v-au plăcut cel mai mult. Eu sunt foarte curios, Adelinei, care din, e greu să te atașezi numai de una când cumva sunt ale voastre, ale sufletului vostru toate? Cred că depinde de stare, Bob. Și în starea pare... de acum, Adelina, care îți place? Cred că îmi place cel mai mult trendul natural. Natural. Da. Ioan, pot să te întreb și pe tine, stare, tot așa pe stare? Mi-mi sau... place splendoarea. Splendoarea. Deci mergem pe scarabeu. Splendoare. Eu sunt foarte curios, mi-mi place Mojave, nu știu de ce, m-a prins Mojave... și mai era unul cu iederă, dar Mojave, Mojave, pe, nu, Mojave după frizura mea cea mai potrivită. Ok, și pentru că am dat refresh la tabletă, am răspunsurile la întrebări. Care trend, la prima întrebare, care trend se adresează în cea mai mare măsură clienților dumneavoastră? Hold on. Glamour 15%, urban 11%, multietnic 9%, nature naturalul 24%, și splendorul lui Ioan, luxury feeling, 40%, aproape jumătate luate de trendul care se adresează. Iar mai avem încă o întrebare, așteptăm răspuns și la ea. În două secunde ar trebui să fie aici. Bine,
Mai puțin. Ah, da, ce trebuie să fac eu acum? Refresh. Iar cel de-al doilea, ok. Cel de-al doilea, vine un pic mai greu. Puteți să-mi ziceți de acolo care e a doua întrebare? Vine? Da, vine, mulțumesc frumos. Hei, se întâmplă, tehnologia asta e a mea, vine un pic mai greu. Selectează trei materiale favorite din noua colecție conform kitului primit. Vă spuneam și la început de kiturile pe care le primiți. La început, selectează trei materiale favorite. Scarabeo a câștigat de departe 56%, Mojave, al meu cu aproape 50%, Eco 20, Cielo 24, Cielo pentru nostalgicii automobilului din anii 90, Soho 44% și altele 13%. Deci Scarabeo, despre care ziceai cu texturile, Scarabeo. Superb! Bravo! Dragilor, mulțumim! Mulțumim că v-ați implicat în poll, mulțumim că ați răspuns și ne întoarcem la promisiunea făcută de Ioan puțin mai devreme să vedeți toată minunea asta de colecție în mișcare, respectiv vedem filmulețul. Adelina, Ioan, mulțumim! Haideți să vedem filmulețul! Mulțumim! Ce imagini, ce mișcări, ce... Oh, e altfel să vezi lucrurile în mișcare. Să vedeți cum e să le vezi, cum e aici, în showroom, live. Și pentru că eu mă uit la ele și mă gândesc, wow, dar nu prea înțeleg nimic, evident că am chemat alături de mine din nou pe Adela Pârvu. Adela, să rămână, bine te-ai reîntors la noi. Bine v-am regăsit. Le-ai văzut, ne-am uitat la ele, dar cumva trebuie să le simți, așa? Da, nu e vorba numai de asta, e vorba că... De multe ori noi discutăm despre trenduri, vorbim în termeni cumva profesioniști, okay. Doar că omul de rând... Vine nu... omul și zicea de la... nu mă descurc. Da. Ai nu, primit asta? Nu... Ai primit întrebarea asta? Întotdeauna și sunt convinsă că și cei care ne urmăresc s-au lovit de acest aspect. Și atunci putem să pornim de la... un lucru foarte simplu și anume să noi toți spunem, țesăturile sunt importante în amenajarea caselor și în amenajarea spațiilor publice sau de tip Horeca, dar nu ne întrebăm de ce. Adică noi spunem că sunt importante, nu? Dar de ce sunt importante? De ce sunt importante? Păi din punct de vedere psihologic e o chestiune foarte simplă și anume, primul înveliș al nostru e pielea, următorul sunt țesăturile, nu? Îmbrăcămintea. Ce înseamnă asta? Asociem întotdeauna textilele și țesăturile cu căldură, confort, intimitate. Protecție. Intimitate. Are dar sens și... că nu putem umbla ca Adam și Eva alergând pe stradă. Dar și modalitate de a te exprima. Adică de a te exprima de a cultural, ceva, de a spune ceva despre tine și individual.
De aceea țesăturile sunt importante, pentru că pornind de la acest aspect individual, psihologic, ele se transpun în case cu o percepție foarte interesantă, tot de căldură, intimitate, mod de a te exprima, cine ești, ce-ți place, cum îți place. Adela, trebuie să-ți mulțumesc pentru o chestie. Noi ca actor, tu ești și scenograf, tu cunoști chestii. Actorul înainte să iasă pe scenă se întreabă, bun, de ce ies pe scenă, ce am de făcut? Și uite-te că spunând tu întrebarea de ce, care e și de ce-ul artistului care caută răspunsul la întrebarea de ce fac treaba asta, tocmai am avut o revelație ascultându-te la când alegi ceva. Că noi alegem din alte rațiuni. Da. Dar ne-ai învățat, uite acum, pe mine cel puțin, cu întrebarea de ce. Și da, făcând comparația cu textura, cu pielea, cu ținuta, cu intimitatea, cu ce vreau să exprim, cum ai zis-o tu foarte fain, înseamnă că eu dacă mă duc să aleg un interior, dacă vin la tine, Adela, ajută-ne la un interior de casă, pornim de la de ce-ul ăsta. Absolut, de ce-l vrei? Întotdeauna. Ce absolut vrei să exprim cu el? Absolut. Și din această percepție, care e una psihologică legată de noi, de îmbrăcăminte și așa mai departe, investim și interioarele cu această percepție. De ce? Pentru că primul strat e îmbrăcămintea, dar al doilea e casa. Al treilea e mașina, vă zic eu, dar mașina personală. Nu faci design de mașină interioară, nu le pui perdeluțe, nu merge. Nu. Dar merge. Nu. Hai, okay. Ne oprim fiecare la ce se pricepe. Și această percepție de căldură, de intimitate, de a te exprima, face ca un spațiu din casă să devină acasă sau dintr-un spațiu public să aibă sentimentul de casă. Wow. Asta este investirea pe care o fac țesăturile. Și cred că dacă cineva a trecut prin procesul de amenajare a propriei case, când se pune mobila, se pun finisajele și așa mai departe, dar după aceea urmează draperiile, dintr-o dată, chiar dacă nu e gata, simți că ai acel sentiment cald și plăcut. Și aceasta este explicația și eu țin foarte mult să le explic oamenilor ce văd, de ce aleg anumite lucruri, tocmai ca să fie alegeri conștiente și alegeri asumate. Ca să nu ajungi să te uiți la ceea ce ai ales și să spui nu-mi place. Pentru că atunci când spui că nu-ți place un obiect pe care tu l-ai ales, ajungi să nu mai ai stimă de sine și să zici că ai făcut alegeri greșite, deci tu ești greșit, deci ajungem în alte zone. Deci mi-ară în psihologic. Da, nu mă provoca, pentru că întotdeauna eu zic că într-un fel sunt designer pe interiorul ființei. Ce te întrebam mai devreme când ne-am cunoscut? Ai intuit bine. Da, ești designer de interior, adică ești un pic de psiholog. Da, eu mi-am făcut aici așa o mică schiță, pentru că aș putea să vorbesc foarte mult, dar știu că există o subtitrare și să mă țin de ea. Ok. Ok, deci dacă am lămurit aspectul psihologic, de ce sunt importante țesăturile într-un interior, să mergem puțin mai departe și să vedem din punct de vedere estetic, nu? Okay. Estetic, că poate nu toată lumea e cu psihologia. Ai motivația psihologică, dar hai să vedem estetic. Pentru că majoritatea oamenilor nu spun vreau ceva în privința perdelelor și drapirilor, vreau ceva colorat, nu știu ce să aleg, cu ce să asortez, adică se referă la o chestiune estetică. Și atunci, dacă e să oferim un ghid, adică să îi ajut pe cei care ne privesc și să își organizeze informația, aș putea să spun că din punct de vedere estetic există două direcții clare. Una este legată de pur și simplu caracteristicile materialului, adică el are culoare, are textură, are ritm dat de imprimeuri, nu știu că sunt de spatele meu, da? Ok. Dar poate să dea și volum. Adică, uite, ai un aceeași volum. Dincolo de tot. Da? Deci, volumul care e dat, iartă-mă, întreb, ți-am zis la început de emisiune, Adela, te întreb ca așa cum probabil întrebăm toți băieții din lumea asta. Adică, cum volum? Pliu? Da, textură? Adică, el se simte ca draperia și perdeaua se simte ca un volum în cameră. Da. Adică, nu? E un obiect care umple spațiul. Asta înseamnă există volum. Există și aici reguli pe care tu probabil le știi mai bine, de echilibru, în care nu încarci prea mult. Există și stil minimalist, sunt convins, deci folosindu-te de aceleași textile, materiale, fabrics, tu poți să dai volum sau poți să dai atâta volum de să pice pe tine, da, mă gândesc. Dar la draperii și perdele mai e ceva. Poți să filtrezi cantitatea de lumină. Și când vorbești despre lumină, vorbești despre scenografia casei,
pe care o traduci și în starea pe care vrei să o iei, ai, nu? Exact. Adică noi nu degeaba tragem draperiile. Cu un motiv, acel de ce avem, de care nu? Avem un motiv, vrem să fie mai intim, nu mai vrem atâta lumină. Există niște stări pe care noi le completăm cu aceste țesături. Oh, wow! Nu te-ai gândit la asta, nu? M-am gândit numai că țin scurt. Vezi cum gândesc, băieți, mi-a intrat soarele în ochi, stai să-l acopăr, atât. Nu, e vorba de stare. E vorba de stare. Ce vorbeam mai devreme? Deci, asta este o direcție în care iei pur și simplu materialul și un om ce face? Un om de rând, care nu apelează neapărat la un designer sau la un arhitect, merge în magazin și zice, îmi place, ori culoarea, ori textura, ori imprimeul, ori poate că la volum și la modul de filtrare a luminii nu prea se gândește, dar cu siguranță la culoare, textură la și imprimeul se gândește. E primul lucru la care te gândești, cu ce asortezi și ce să fie pe el. Corect. Iar a doua direcție este de a corecta vizual spațiul cu ajutorul țesăturilor. Corectezi vizual? Da. Nimic nu e perfect pe lumea aceasta, și nici noi. Evident, și atunci ajustezi, te folosești de țesături. Cum te poți folosi? Uite, de exemplu, poți să ai o cameră care nu este foarte înaltă și atunci poți să accentuezi verticala ei cu ajutorul unor draperii, adică le montezi la nivelul tavanului, vii cu niște coloane. Adică ai niște coloane prin draperii. Și ți-e înalță vizual? Da, adică ai senzația că stai puțin, e mai înalt, pentru că ai niște elemente, nu? Subțiri înalte într-un spațiu dat. Poți să creezi contraste și așa mai departe. Spre exemplu, poți să ai fereastra mică. Dacă fereastra este mică, nu decorezi fereastra pe suprafața ei, ci te joci în jurul ei, astfel încât geamul să fie cât mai, nu? Cât mai vizibil. Adică să ai impresia că de fapt e mult mai mare. Și atunci te duci cu texturile, cu materialele. De asemenea, poți să te folosești de draperii și perdele, dar în special de draperii, să maschezi lucruri. Adică de ce să te oprești în jurul ferestrei? Poți să te duci mai departe mascând calorifere care nu-ți plac, țevi și așa mai departe. Totul cu texturi, cu... Wow! Trebuie să facem seminar săptămânal, că avem multe întrebări. Păi eu de aceea mi-am și făcut aici așa, mi-am schițat, pentru că chiar aș putea să vorbesc foarte mult despre aceste lucruri. Și de asta e important să punctez câteva chestiuni pe care le-am observat și din ipostaza de blogger. Pentru că am o comunitate lângă mine, primesc foarte multe întrebări și culmea ironiei este că cele mai multe întrebări sunt despre draperii și perdele, cele mai multe, de departe. Mă bucur foarte mult că sunt la acest eveniment și că am strâns legăturile cu echipa Mendola. Și de ce? Pentru că îmi doream de foarte mult timp să am o echipă în spate care să mă ajute să răspund la toate întrebările care vin. Nimerit în locul perfect. Și când ziceai de, pentru că 9 din 10 întrebări sunt despre draperii și perdele, iar noi în jurul nostru suntem cu... Nu, hai să zic că 5 din 10 întrebări sunt despre draperii. Și restul, ce să fac cu tabloul de la bunica că stă aici în mijloc? Să știi că nu mă întreabă despre tablouri. Dar, cum gândesc oamenii de rând? Noi ca arhitecți și designeri, scenografi și așa mai departe, știm despre aceste direcții de care ți-am spus, că poți să te raportezi strict la material sau poți să iei în considerare modul în care poți corecta vizual un spațiu cu ajutorul lui. Dar omul de rând nu înțelege lucrurile acestea, nu? Atunci, care este limbajul comun al omului de rând și a celui care vinde, de exemplu, astfel de materiale? Că trăim într-o eră social media, e clar că limbajul comun sunt trendurile. De aceea este foarte important că o firmă ca aceasta face acest efort de a translata, nu? De a transpune trendurile internaționale în niște trenduri foarte clar conturate. Ușor de ales, știi pe ce direcție te duci, apropo de starea de spirit de care ziceai. Pentru că, care e rolul trendurilor? Stilurile, ca să fac așa o diferență între stil și trend. Stilurile nu mai sunt atât de clare cum erau în secolul trecut, în secolul 20. De ce? Pentru că gradul de personalizare este foarte mare. În ziua de astăzi, fiecare om poate să aibă ce combinație vrea acasă. Nu mai există clar un stil, cum a fost, de exemplu, art deco, nu? Sau pop art, sau nu mai există. Alea s-au cam terminat.
Acum există trenduri, iar trendurile de ce sunt importante? Pentru că ele vorbesc despre cum simt oamenii într-o anumită perioadă de timp. De unde știu producătorii de materiale și așa cum simt oamenii într-o anumită perioadă de timp? Trăim în era internetului, se iau foarte multe date, se colectează date și lucrurile astea se știu clar. Nu întâmplător avem anumite culori, anumite texturi, anumite străluciri, pentru că ele reflectă, de fapt, ceea ce simțim noi într-o perioadă de timp. Informația asta, cum ziceai cu social media, fantastică circulația, da. Ceea ce influențează pe fiecare și devin aceste trenduri. Corectează-mă dacă greșesc. Sunt trendurile, evident că sunt temporare, dar sunt trendurile mult mai reduse ca întindere de timp decât stilurile secolului trecut de care vorbeam? Nu neapărat ca întindere. Este foarte posibil ca un trend să, fie, să devină stil. Să devină stil. Da. E dar ca o selecție naturală în care cel mai bun, sau trendul care prinde cel mai bine... Nu, este vorba de cum simțim noi oamenii. Dacă, uite, se tot vorbește de ani de zile de natural, de trendul natural, de trendul eco, nu? Cu siguranță, în opinia mea, va deveni stil. Recunoscut ca și stilurile secolului 20. Da. Oh, wow. Bun. Și atunci, limbajul comun este trendul. Trend. Ce înseamnă trend ca instrument pentru cineva ca mine sau ca cei care, nu știu, discută cu clientul final? Ce înseamnă? Înseamnă, în primul rând, că deja s-a făcut o selecție. Da? Deci, când vorbești de un trend, că e minimal, că e glamour, că e multietnic, că e splendor, deja ai făcută o selecție. Omul nu mai este bulversat, nu este pus în fața a mii de alegeri. Ci l-ai ajutat îngustându-i calea pe care să meargă. Exact. Oh, wow. Deci ăsta e primul lucru în care te ajută trendurile. Al doilea lucru este că oamenii nu știu ce vor. Nu. Dar știu cum vor să se simtă. Adică, ei zic destinația, dar ei nu știu drumul. Da, și cumva. Tu, da. Și atunci, cred că este mai potrivit, cel puțin eu așa procedez, este mai potrivit să îl întrebi pe un om, nu direct ce culoare îți place, pentru că s-ar putea să fie într-o zi în care nu se simte bine și să n-aibă chef de fapt de culori, dar e acolo că trebuie să facă o alegere, nu? Ci poate mai degrabă poți să îl întrebi care a fost vacanța preferată, cum ar vrea să se simtă acasă și răspunsurile sunt destul de diferite. Oamenii o să zică, păi eu vreau când ajung acasă să fiu relaxat. Și tu zici, ok, unde e ultimul loc în care v-ați relaxat? Și el poate să zică, unii poate să zică la mici și bere, alții poate să zică la mare, spa, la țară și atunci deja... Nu? Te ajută la răspunsul care e mai concret decât starea de moment. De ce? Pentru că trendurile, fiecare în ele, încapsulează o poveste. Și atunci tu trebuie să identifici povestea omului, nu? Și e mult mai ușor. Dacă ți-a zis, nu știu, că el se relaxează și că vrea, nu știu, mai la țară, să zic, e clar că te duci la două trenduri, natural sau multietnic. Adică nu mai e în considerare altceva. Păi nu te mai duci. De ce? Pentru că înseamnă că îi place exterior, interior, adică ce înseamnă la țară? Multă activitate, în aer liber, nu? Adică dacă vine cu încălțăminte strălucitoare, cum am venit eu, nu? E clar care e stilul. Unde se te duci la metalic, nu? Și poți să și începi conversația de la așa ceva. Adică cumva apelul meu către... cei care se întâlnesc cu consumatorul final, cu oamenii de rând, e să rămână oameni, să fim curioși unii despre ceilalți. Adică să nu fim atât de cramponați în a împinge un produs în față sau a fi așa, nu știu, ahtiați numai după cifre, după... să fim oameni. Pentru că în momentul în care suntem oameni, poveștile astea ne reîncarcă. Adică noi le dăm ceva pentru povestea lor, iar ei vin înapoi și nu ne încarcă cu poveștile lor. Și știi, ca designer, ca arhitect, ca și provider de materiale, că ai dat ce avea nevoie. Nu numai asta, dar vezi un om fericit, nu e puțin lucru. Nu e puțin lucru. Pe o lungă perioadă de timp, nu doar pe o stare din ziua respectivă.
Și atunci, Adela, uite, hai să mergem mai departe. Da, pot să exemplific cum s-ar putea discuta cu cineva chiar vis-a-vis de materiale, știi, sau de trenduri. Am aici așa mostrarul acesta și știi că de multe ori se uită omul așa în mostrar. Așa se uită, că așa îl ține. Da. Le compară, așa, dar el vede o bucată, știi? De aceea e important să-i zici din ce trend face parte, pentru că de multe ori și denumirea trendului îl poate influența. Îl poate influența pentru că îl identifică cu povestea lui, cumva, rezonează cu povestea lui. Și atunci, da, se uită pe materiale, trebuie să-i spui despre denumirile lor, despre trenduri, adică trebuie. Nu trebuie nimic pe lumea asta, dar... E recomandat. E bine să o faci, știi? Și atunci, prin comparație, se poate și face o nouă selecție. De ce? Pentru că se uită comparativ și primul impact psihologic asupra omului este culoarea. E emoțional, e direct emoțional. Dar după aceea vine textura și de aceea e foarte important să existe această textură, să fie simțită, să se facă apel la tactil, după care și la imprimeuri. Imprimeurile sunt mai greu de gestionat, dar vreau să-ți spun ceva. Toate astea, eu am făcut aici așa o selecție, un mostrar, okay, cu materialele care sunt foarte plăcute, foarte frumoase. Da, trebuie să vii în showroom să le vezi sau să ai mostrarele. Îmi spuneai și mai devreme, am avut bucuria să povestesc mai devreme cu Adela și să-mi arate. Până din câte Adelina. Cu tine mai devreme la început. Am înțeles. Când îmi arătai la început diferența din a ține un mostrar așa pe genunchi și să te uiți pe el orizontal. Hai să-ți propun să facem acest tur. Facem cu tot dragul. Da, uite, ăsta chiar o să-l las aici, de evidență. Hai, să-ți arăt cum... Diferența dintre... Da, pentru că pentru un consumator de rând, pentru un client de rând, când îi arăți un mostrar de genul acela... Și îl ține în brațe, el are altă culoare decât atunci când e pe verticală. Okay. Unul la mână, doi la mână, nu poate să-și dea seama de volum. Adică... Lucru pe care îl simți când... Da, adică de multe ori se gândește cât costă materialul, cum se întreține, dar nu știe că până la urmă volumul lui dă ținuta întregului decor. Wow. Adică și până la urmă să fim onești, nu ți iei draperii și perdele în fiecare zi. Nu, măcar fiecare lună. Nu. Adică, deci merită să faci odată o investiție care îți dă starea aia de care vorbeai. Și, de exemplu, pliurile contează foarte mult. Dar cât alegi să fie foarte pliat? Când materialul are, uite, de exemplu, cum sunt irizațiile acestea, când reflectă lumina mai încolo, știi? Okay. Dar, uite, de exemplu, acesta, care are imprimeuri, e bine să fie, nu știu, pliurile mai largi, ca să se simtă și imprimeul. Dacă l-ai strânge prea tare, pierzi imprimeurile din... Da, pierzi din efectul. Mă descurc. Uite, mă și uite, mostrarul, vezi? Da. Uite, tu ești e aici. E altă textură, altă culoare. Nu, dar nu e altă culoare? E altă culoare, pentru că lumina bate altfel decât modul final. Da. Am văzut chestia asta pe care tocmai mi-ai zis-o la băieții care se ocupă de vopsit piese la mașini. Întotdeauna vopsesc piesele în poziția în care vor sta în final pe mașină. Nu poți capota să o faci așa, ci trebuie să o vopsești în jos, aripa așa. Comparații de băieți, mi se pare normal. Nu te puteam ține doar pe vibe-ul cu fetele. De asemenea, da, uite, și vezi și aici, pliuri puțin mai largi, ca să se vadă, nu? Să se vadă imprimeul. Plus că sunt trucuri. De multe ori contează și greutatea materialului, cum pică. Dar poți să ai jos niște mici greutăți ca aceste pliuri să se simtă frumos, să fie clar definite. Pentru că dacă ar fi ușor, mă gândesc că Spre exemplu, sunt oameni care nu sunt hotărâți. Ei știu că au nevoie de perdele de draperii și atunci genul acesta de materiale care sunt...
cumva. Da, dar sunt foarte flexibile, pentru că să știi că oamenii nu știu să zică cum au acasă. Nu? Nu. Îi întreb și stau... Nu, eu am întrebat de multe ori. Așa, și cam în ce gen vreți să vă faceți casa? Și zic clasic. Și când mă uit... N-are nimic clasic. Nimic. Deci absolut nimic. Adică clasic era ceva de genul, nu știu, mobilă pe comandă, dar fără nicio aplicație, niciun ornament, nimic. Adică n-avea nimic. N-avea nimic nu, clasic. De fapt era actual, putem să-i zicem actual, știi? De lumea obișnuită. Da. De la lumea obișnuită cu cuvântul clasic și dacă mă prins, ce îți place? Clasic? Poate mi-e mai adică, ușor că nu știu. Da, da, normal, asta nu e de... E vorba că mulți zic clasic la ceva ce înseamnă de fapt obișnuit. Okay. Și atunci, uite, o țesătură de genul acesta se potrivește atunci când omul nu știe să zică cum o să vrea acasă sau ce se întâmplă cu amenajarea. Asta aș fi fost eu, Bob, tentat să zic dacă venea la tine, Adela, îmi place asta. Că neștiind tot ce îmi spui tu, mă agățam de simplitatea... Dar nu, da, această simplitate este întotdeauna elegantă. Este. Întotdeauna. Și e și foarte versatilă, pentru că dacă îți schimbi amenajarea, s-ar putea să vrei să-ți păstrezi draperiile. Serios? Da. Ok. După aceea mai sunt aceste materiale mate. Mie îmi plac foarte mult. Mate, foarte, asta foarte înseamnă mult. Din start că la partea de lumină nu te bazezi pe ele, cum îmi povesteai, dincolo la reflexii. Da, dar aceste materiale mate se potrivesc în spații mai mari, puțin. Pentru că acolo unde sunt spații mici, ai nevoie de puține reflexii. Ah, ok, da. Am înțeles. Și aceste materiale chiar sunt foarte elegante. Nu știu de ce mă uit acum la ele și mi le închipui, mai ales pentru hoteluri. Mi se pare foarte, foarte elegante pentru hoteluri. Okay. Iar acest material este unul dintre preferatele mele. Deci este, nu cred, n-am vorbit cu tine de la Mochit de când am venit și îmi place. Este o noutate, este eco din colecția Basic. Este un material parțial reciclat și okay. Mi se pare... Da, și uite ce textură are. Zici că este in, adică... Arată foarte, e, foarte e, bine. E, ce e? Să nu greșesc. Păi este o combinație. Din, e reciclat din plastic, din peturi. N-ai fi zis, a? Cum să? Nu se poate. Ba da, pune mână. Dar nu se simte. Zici deci că trebuie e să veniți, exact. Nu știu așa multe materiale, dar știu inu, că am ceva cămașă de in și pare. E exact ce povesteau mai devreme și Ioan cu Adelina și ce ne confirmă acum Adela. E colecția Eco. Și da. Voi știți asta, că de mâine când faceți programări cu colegii și veniți în showroom, feel this, serios. Așa foarte, da, asta e foarte tare. Foarte frumos, da. Eco, I like eco. Pentru cei care sunt, nu știu, dornici de puțină eleganță, e acest material este foarte frumos. Uite. Mulțumesc, Emi, am crezut că trebuie să cânt ceva. Mi-ai dat microfon. M-am trezit cu un microfon în mână. Wow, ți-a murit la valiera? Probabil. Suntem ok? Ne auziți bine, dragilor? Se întâmplă, se mai duce bateria, it's live television. Ok. Uite, spre exemplu, acest material sunt pentru oamenii care vor ca în interiorul casei lor să se simtă, nu știu, puțină eleganță. Mă poți întreba de ce ar vrea cineva să simtă eleganță la interior? Da. Uite, Lisboa, colecția Quadra. Lisboa, colecția Quadra. Adela, de ce vrea cineva să simtă eleganță acasă unde... Unde parcă vrei să fii mai cozy și mai romantic, nu? Chiar elegant? Da. Și de ce? Pentru că sunt oameni pentru care tot efortul lor, toată munca pe care o depun, energia și așa mai departe, vor să o regăsească ca răsplată în modul acesta mai elegant. Dragi prinți, prințese și împărați pe care avem printre noi, Lisboa pe care v-a arătat-o de la mai devreme e pentru castelul vostru de acasă. Nu am o puțină strălucire la interiorul casei. Da. Știi de ce? Pentru că atunci când în societate, că te uiți, nu știu, la televizor, la știri, la așa, nu strălucește nimic, măcar acasă, măcar acasă să strălucească. Da. Uite, o splendidă ușă. Pardon, m-am oprit la ușă, mie îmi plăcea ușa. Uite, Cielo din colecția Axioma este foarte potrivită pentru apartamentele acestea contemporane. Pentru că e un material... Culoarea sau textura sau tot? Mie îmi place tot. Culoare, textură, imprimeul acesta așa delicat, dar okay. Și faptul că se întreține ușor.
Pentru români, să știi că contează foarte mult asta cu întreținerea. Și ești întrebată de asta? Da, da. Și uite, spre exemplu, genul acesta de perdea, care are ochiurile mai mari, okay. Asta chiar se întreține ușor. Adică se spală foarte ușor. Uscat când e sus. Da, adică de aceea zic că e mai pe energia celor tineri, știi? Că zici de contemporan, ai folosit cuvântul contemporan. Multe apartamente de care ziceai tu ale tinerilor, prieteni, da, la care mă duc, sunt cumva ca stil minimalist și exact ce ziceai tu. Gri, culori, e un stil... Da, și turcoazurile sunt foarte în vogă, griurile într-adevăr, dar și bejuri. Să mă gândesc și eu așa... Ce? La turcoaz. Mă gândesc din simplitatea băieților. Dom'le, mi-au un crem că e maroniu mai ușor de... Nu e adevărat, dar uite ce bine îți vine, uite, te prinde bine, te prinde bine. Aș dori un costum culoarea turcoaz, mulțumesc. Dar tu la ce te gândești când zici turcoaz? Nu, la ăsta, dar mă gândesc, cu ce la sortezi? Cum cu ce la sortezi? Adică de ce dacă ai dileme? Dacă pui o culoare și îl strici, nu îl mai scoți în evidență, îi rup contrastul. Nu, bine, hai atunci să-ți fac un tablou așa. Când ți-e frică să asortezi o culoare, te gândești unde ai găsit acea culoare în mod natural. Unde ai găsit culoarea asta? La mare. Așa. Pe plajă. Și marea cu ce e asortată? Cu nisip maro. Nu, bej. Nu maro. Așa, mai zi altceva. Nu vezi și copaci, vegetație, verde, cer albastru? Da. Cerul albastru merge. Așa? Griuri, poate o piatră? O așa poveste. Ai făcut ușor. Be? Așa ai făcut-o foarte ușor. Păi Adela, așa... Despre asta e vorba, astea sunt trucurile. Iar catifeaua... Foarte bună asta, să te gândești unde îl găsești. Păi natural. Da. Ăstea strucuri. Exact. Și într-adevăr, vezi o stâncă, poate fi gri, se revarsă în mare, lângă nisipul crem, lângă valul turcoaz și de acolo. Păi nu? Uite, de exemplu, poate ție ți-ar fi frică să alegi nuanța asta. Dacă mi-ar fi frică, mă sfătuiesc să o fac, că merită. Nu te-aș sfătui să o faci. Eu nu sfătuiesc pe nimeni să facă ceva anume. Ci... Cum simte? Dar eu te întreb, unde ai vedea nuanța asta în alt context? Hai, natural. Natural? Da. La flori, nu știu. Flori, așa. Pe burta unui somon proaspăt eviscerat. Așa. Altceva nu mai știu. Poți să te gândești la un răsărit de soare, la un apus? E una dintre nuanțe? Uai, da. Dar acolo deja ieșim din paleta de culori cunoscută de bărbatul normal care știe vreo 5, 6, 7. Și intrăm în paleta de culori cunoscută de voi, de oamenii de specialitate. Dar m-am oprit asupra acestui material pentru că e foarte folosită catifeaua. Și poți să mă întrebi de ce este folosită? Mă gândeam că am văzut undeva o rochie. Exact așa, pe care o să o vedeți imediat, rochie pe care o dăm cadou. Ne întoarcem. Adela, de ce e foarte folosită catifeaua? Pentru că în ultima perioadă sunt legate de stilurile de amenajare, sunt influențele art deco-ului, un stil care este foarte geometric, cu metal, linii drepte. Și atunci e nevoie cumva de a îndulci și a îmblânzi un astfel de ambient. Și catifeaua ca textură îndulcește și îmblânzește. Da, dar totodată dă și senzația de confort și senzația de eleganță. Oh, wow! Știi? Și de aceea e un material în ziua de astăzi foarte folosit atât pentru ambiente contemporane, actuale, pentru cele elegante, unde mai sunt inserții de auriu, dar și pentru clasice. Clasic. Da. Mă gândesc, tu ca scenograf știi, dincolo de partea de designer, de blogger, catifeaua din cortina de la teatru e reprezentativă pentru lumea artei. Ci povestea e ridicarea și coborârea cortinei, care nu există, fără excepție, este din catifea. Da. Acolo e clasicul. Da. Și mai putem să și glumim, știi? Adică să nu ne luăm așa foarte în serios și să ne gândim că după o draperie se poate ascunde și o persoană. Pentru cei care au mai mulți vizitatori. Da. Și dacă îi pui greutățile de care ne ziceam mai devreme până în pământ, nu ies vârfurile, da, de la pantofi, îl ascunzi pe bune. Showroom-ul acesta arată într-un mare fel, foarte frumos. Adică îmi place foarte mult că e și mimată lumina și din spate să se vadă transparența țesăturilor, dar arată... Motiv pentru care invităm pe oameni începând de mâine, v-am mai zis-o, de mâine cu toți consultanții, cu prietenii, cu colaboratorii de la Mendola Fabrics, programare, unde îi așezăm? Îi așezăm aici la cafeluță? Da, putem. Hai să vedem. E un spațiu, nu? Frumos.
E frumos. Băieții, putem intra să ne așezăm un pic la... Uite să vă ajutăm aici. Deci cei care veniți începând de mâine și faceți programare, veniți cum am venit eu împreună cu Adela, care ia uite, și aici sunt draperiile cele mai votate, ca fiind... Asta era colecția, da, că n-am recunoscut-o. Da, ba da, ba da. Scarabeu. El e. Da. Ele sunt. Da. Ai lumina cozy, ai lumina de sus, te așezi la o cafeluță. Și la distanță optimă. Optimă, 1,5 metri. Aici, în showroom-ul Mendola Fabrics, asta vedeți începând de mâine cu consultanții, să faceți cea mai bună alegere. Da, nu? Mergem? Da, le mergem. Dăm oamenilor, hai să le dăm un premiu, hai să ne pregătim, să, hai să ne bucurăm de restul da, zilei. Da, eu m-am bucurat, sper că ați aflat informații interesante sau măcar v-am dat o altă percepție asupra interioarelor. Povesteam cu sigur, dar mie mi-ai dat care nu înțeleg și m-ai pus să mă gândesc la niște chestii apropo de motivare, de ce, de factorul psihologic. E, vedeți, am devenit deja fericită. Pentru că m-ai făcut fericită, că da, am înțeles care e diferența cu să te gândești la material în locul lui natural, unde îl găsești natural. Mai multe întrebări, oricând o găsiți. Dar știți că aveți e secțiunea de Q&A la care mergem acum să vedem dacă sunt întrebări pentru Adela. Și în plus, pe blogul ei... Cum am întrebat eu, Adela, cum te găsim? O, mă găsiți simplu, că e Adela... Tastați pe Google și tastați pe Google, Adela Pârvu și aia e. Bun! Oh, wow! Avem? Așează-te, fă-te comod, sunt multe, dar încerc. Cât e ceasul, să nu ținem oamenii. Luăm trei întrebări bune. Aș vrea și eu un pahar cu apă. Se rezolvă până își citesc o prima întrebare. Mulțumim foarte mult pentru informațiile transmise de Adela. Cum putem să ne educăm clienții să facă alegeri adecvate pentru ei din punct de vedere de stil, de trend, dar și pentru acest tip de corecții vizuale din interiorul casei? Cum putem să ne educăm clienții? Dar ce înseamnă adecvate? Adecvate cui? Da. Mulțumesc. Mulțumim frumos. Asta vedem. De-aia vă zic, intrați pe blogul Adelei și o întrebați mai multe. Stai puțin, că nu vreau cum așa. Cum putem să ne educăm clienții să facă alegeri adecvate pentru ei din punct de vedere stil trend? Eu am o vorbă și anume lasă lumea să fie cum vrea ea. Poate că nu trebuie să ne propunem neapărat să educăm direct, adică asta vrem, să educăm. Ci hai să le aflăm poveștile. Ce vorbeam cu tine mai devreme? Da, e vorba de a rămâne umani și de a relaționa ca om. Adică chiar dacă, nu știu, vine un client care pe românește e varză, adică n-are nicio treabă și îl vezi că face alegeri greșite. Până la urmă ai două variante. Unu, îl lași în pace să aleagă ce vrea el, că asta e, sau doi, să devii curios puțin și să-i pui întrebarea de ce. Dar de ce ați alege asta? E foarte interesant cum oamenii nu știu să răspundă la întrebarea asta. Cea mai simplă cu care ai început tu. De ce? De ce, da. Când îi întreb de ce alege asta? Păi am văzut nu știu unde. Păi ai văzut nu știu unde, dar te reprezintă? Adică... Păi... Și de aici începe o conversație și educarea, de fapt asta înseamnă să ai această răbdare ca să porți o conversație de la om la om. Să-i afli povestea. Ok. Bun. V-a răspuns asta, Adela, nu, dar asta ajută și ca instrument de, nu știu, marketing. Ok. Adică ajută, te ajută. Cineva te întreabă care este țesătura favorită a Adelei din colecția prezentată și de ce, dacă ne poți spune. Mi-a plăcut foarte mult tot ce înseamnă eco. Mi-a plăcut foarte mult și multietnicul. Mi-a plăcut și tot ce e din colecția. Știi ce se întâmplă? Mi-e foarte greu să zic unul. Da, e greu să zici unul. De ce? Pentru multe. Că e legat de context și de poveștile pe care ca le poți face. Ca răspuns la întrebare de ce? De context și de povești. De context, da. Pentru că una e să aleg ceva pentru mine, personal, și alta e să mă gândesc la ce aș alege în funcție de fiecare poveste a fiecărei familii pe care o cunosc. Oh. Adică eu nu pot să zic, nu, n-aș folosi decât asta. Nu, poate că sunt, nu știu, lucruri care la prima vedere nu-mi plac. Mie, personal, adică nu mi le-aș pune acasă. Dar eu nu pot să le exclud, pentru că ele pot face parte din povestea altcuiva. Deci, nu, m-a întrebat cineva la un moment dat care e stilul meu preferat. Mi-a fost greu să răspund. Tocmai ție. Da, pentru că e o deformație profesională. Dacă mă întreabă cum e la mine acasă, pot să spun că la mine acasă îmi place pentru că e iubire acasă.
Ok, și se reflectă în pentru, tot. Pentru mine e mai important cum se simt oamenii acasă decât altceva, personal vorbind. Mai citesc niște întrebări, la unele deja cred că ne-ai răspuns în introducere și mi-a plăcut foarte mult, cât de importante sunt perdelele, draperiile în amenajările de interior. Mai repet puțin și spun că este o percepție care e translatată de la noi care ne îmbrăcăm cu textile, către casă, care pe care este, o îmbrăcăm. Da, care e a doua noastră cochilie, dacă vreți. Întrebarea 6, ce ați alege să folosiți din materialele prezentate azi? Cumva e în continuare țesătura favorită? E în funcție de ce ziceam mai devreme? Le-aș folosi pe toate. Pentru că fiecare se adresează unei răspunde la de-ceul despre care vorbeam. Da. Ok, și am o întrebare cu care vreau să și închem, după aia mergem mai departe de pe jur cu premiul despre care vă spuneam. Care este părerea Adelei în legătură cu vânzarea online a draperiilor și perdelelor, având în vedere faptul că în online produsul nu poate fi atins exact cum ne-a arătat mai devreme? Cum putem ajuta clientul să-și cumpere perdele și draperii online? Să putem influența în online decizia finală de cumpărare? Eu cred că trebuie poză de ambient. Adică degeaba îi dai, nu știu... O bucată mică de 5 pe 5. Da. Dacă faci asta, pentru că poate să fie logistic, să ai posibilitatea să-i trimiți măcar o bucată de material, să-l simtă. Și vizual, să vadă vizual. Cum arăta Eu cred că vizual are un mare impact, să vezi materialul așa, mai desfășurat și pe verticală. Sper că v-a răspuns. Mie, mă așteptam la o discuție faină, dar nu la o discuție din care să mă duc acasă cu întrebări fundamentale. De ce? Intru în casă și o să mă întreb, de ce? Stau așa ca pe scenă. Și găsesc răspuns. Adela, atâta îți mulțumesc de numai. O să te rog să rămâi alături de mine. Avem un premiu de dat și aici mă întorc la catifeaua de care îți spuneam mai devreme. Și după aia vreau să invit în ultimele minuțele. Suntem pe final, rămâneți alături de noi. Vreau să invit toată gașca și să vă salutăm cu drag. Dar mă duc să o aduc pe Mandy. O cunoști pe Mandy? O să o cunoaștem. Mulțumesc frumos. Trebuie să las... Hei, salut, Mandy. O aduc la lumină să-mi ziceți cât e... Ok, acolo o să-mi aud și povești în online, dar e ok. Ea e mai înaltă decât mine, dar nu mă suport. Mă întorc la tine? Ciao, ea e Mandy. Salut, Mandy. Mandy. Trage-i, te rog, și ei cu ochiul. Da, dar e, știi cum, ca relațiile astea în care numai unul și celălalt îl ignoră. Dragilor, râdem, glumim, dar Mandy are pe ea, am zis Mandy că suntem la Mendola Fabrics. Mandy are pe ea o splendidă rochie de gală de seară și ne întoarcem la optimismul lui Zoli din prima parte care zicea sper undeva în primăvară lucrurile să se întoarcă la normal și când vă duceți undeva să purtați această splendidă ținută. Dacă încă purtăm măști, au asortat și masca. Dacă n-aveți nevoie de mască, veți fi o splendidă doamnă, domnișoară, fată cu această rochie. Motiv pentru care mă uit către departamentul nostru drag, Tibor, colegul Tibor a albit de azi dimineață de câte ori am făcut semne. Avem un random. Tibi vede și lumea, Tibi dragă, vede lumea un random? Ok. Și e sus. Îl vedeți și dumneavoastră, eu nu-l mai văd. Și dacă avem și un număr, random.org, coleg, nu văd până acolo, puteți să-l strigați tare că e ok. 1, 2, 2, numărul 122. Și cum? Ia, mărturisește că tu ai zis că ai vrea să câștige un bărbat, un domn. Dacă câștigă un domn această rochie, trebuie să fie un domn foarte subțirel, extrem de subțirel și cu pieptul, așa mândru, dacă e domn. Sau face o doamnă foarte fericită și pentru că suntem în aproape, e final de septembrie, început de octombrie, puteți să ziceți că ați rezolvat pentru doamna, domnișoara preferată, cadoul de sărbători. Dacă e să-l purtați, nu știu cine e 122, avem și nume sau se rezolvă? E la mine? Cum? Serios? Marius Bârsan! Hei, Marius Bârsan! A fost ce ți-ai dorit tu. Da. Nu? Să câștige un domn. Asta ți-ai dorit. Bârsan, pardon. Numărul 122, domnul Vâlsan Marius de la deci Salmi Rob SRL. Nu pot să cred. Marius, când ai venit azi dimineață și ți-ai luat cafeluță cu noi, nu te-ai gândit că pleci îmbrăcat cu rochia asta azi. Aplauze pentru Marius, felicitări. Poți să mulțumești random.org că te-a ales și evident colegilor de azi de la Mendola Fabrics
deci de la Deco Center pentru cadou. Mandy, te dau la Zoli, bine? No, scuză-mă, sper să nu te cram. Da, Mandy oricum e îmbrăcată în catifeaua care este în trend. Despre adică... asta vorbeam, de catifea. Ok, și în încheiere, merge? Emi, mă auzi? Acum auzi bine. Eu pot vorbi și tare, mă auziți. Dragilor, Adela, vreau să-ți mulțumesc foarte mult. Cu mare drag. Foarte, foarte, foarte mult. Pe Adela o găsiți, așa cum vă spuneam mai devreme, pe Google. Cum zicea ea? Că am întrebat-o, e cu .ro sau cu .com? E adelapârvu.com, dar dacă puneți pe Google, designer, blogger, scenograf. Că fie și acasă avem câte o scenă în fiecare cameră. Dragii mei, înainte să vă mulțumesc foarte mult, vreau să-i mai... Hai să zicem să-i aplaudăm și mai ales să le mulțumim pentru tot efortul pe care l-au făcut ca această 5-a ediție de Deco Days să se întâmple în condițiile potrivite, cum e acum în pandemie, în online. Așadar, în ordinea în care doriți, haideți! Orși, împreună cu Adelina, Ioan și cu Zoli, ei sunt echipa. Vă mulțumim foarte mult! Eu încăpem cu toții, haideți mai aproape. Stăm, și distanță, și distanță. Și distanță. Dragilor, vă mulțumim foarte mult că ați fost alături de noi. Vouă vă mulțumim pentru tot efortul depus să se întâmple, pentru showroom-ul de, care de mâine găzduiește pe toată lumea cu programare. Adela, că ne-a învățat lucruri să ne ajute. Pe toți găsiți din 15 noiembrie site-ul promis. Fusion-ul, în care pe mendolafabrics.ro, dacă nu mă înșel, aveți toate informațiile. Iar vouă acasă vă dorim sănătate, iubire, stări de bine, de ceul și de frumos. Să răspundeți la întrebarea de ce, iar răspunsul la întrebarea de ce să-l găsiți aici în showroom-ul Mendola Fabrics. Eu sunt Bob Rădulescu, vă mulțumesc tuturor pentru tot. Să avem parte de un an minunat. Ne vedem la anul? Ne vedem la anul. Aplauze și mulțumim pentru tot.